Bine ați venit la episodul 5 din Slim Rancher. Acum am pus capăt căutărilor. Trebuie să spargem cele 3 chestii. Deci e un mob ascuns. E fosforus, slime, gigantus ascuns undeva așa, hai să vezi unde e. E ăla roz care trebuie să-i mai dăm de mâncărică ca să-l facem să explodeze, să ne dea o cheie de slime, să intrăm în noua zona mapei. Și e pisicuța ca să ne facă teleporterul, să-i dăm mâncare, adică găini. Am strâns totul, mai avem luat de un fucking cuberry din grădina noastră superbă. Această grădină minunaficatilă. Și acum haide să ne facem treaba, șeful. Mergem direct la țintă. Sperăm că găsim locurile alea acum din nou. Și ca și fapt divers, pisicile noastre sunt moarte de foame. Că nu le-am dat nimic de mâncare, decât când a trebuit. Eu sunt un tată responsabil, da? Eu sunt un tată responsabil. Unul extrem de responsabil. Acum să sperăm că găsim locurile alea din nou. Nu sunt aici, nu? Nu. Ok. Am luat 50 din fiecare. 50 hen, 50 pogofruit și 50 cuberry. Cuberry este fructul preferat al lui Fosforus, care o să fie ascuns într-un loc unde o să-l vedeți acum. Sperăm că el ne va da niște ceva. Nu știu exact unde e, dar o să-l găsim. Știu, practic, unde ar trebui să fie. Ok, hai să dăm ăsta de mâncare mai întâi. Să dăm pogo fruturile care le avem noi aici. Să sperăm că ne dă slime key-ul. Papă, tati. 50 pentru tine. Bine mare. Este! Ok. Pentru că vreau roosterul ăsta, dacă l-aș mai găsi. Rooster. Rooster! Haide, nu sunt rooster, în fine. Am găsit slime cube. Acum putem debloca zona, vreau să vă arăt și celelalte două locuri. Eu mă țin de promisiuni, păi cum băiatul, bă, păi cum? Fosforusul gigantius, magnificus supremus, să-l găsim. Acum, bine că am luat cuberurile pentru el, aia e mâncarea lui favorită. Ar trebui să-l facă din 50. Aici e. Dragiu knows the places. V-am zis! Ia să-i dăm de mâncare. Îi place asta. Ok. O să-l omorâm, practic. Ce nu? Bă, ce pula mea cât mănânci, bă! Ok. Păi, practic am deja cheia. Deci, am două acum. Numai bun. Am terminat și cu zona asta. Și acum ce trebuie să mai găsim este pisicuța miau-miau. Și putem să îmblânzim cumva căcaturile astea. Le dăm găini de mâncare. Dar nu știu dacă vreau să le îmblânzez neapărat, că nu prea mă deranjează atât de tare. Au, scula mea. Dacă îi dau ăsta ceva de mâncare. Uite, acum ați fericit, puiul e în pula mea. Interesant mod de a gândi, domnule. Interesant mod de a gândi. Acum trebuie să găsim pisica. Și după ce am găsit pisica, îi dăm mâncare găinile și aia. Avem zona deblocată complet cu teleporter cu... Aici e pisica, nu? Da. Tata știe ce face. Hai să găsim și niște apă, să o luăm cu noi. Pentru că să am nevoie pentru noi slime care îi găsim în zona nouă. O să vedeți voi. O să vedeți. Da, dragiu? The fuck? Say hello to your little mama. O să vedeți voi ce înseamnă să fii shman. Avem apă 50. Și am mărit și water... water tank, cu el să zic. Zona asta de ținut chestii. Hitem sloturile, le-am mărit la 50. Acum s-a putut. N-a putut spula mea. Mâncă.
Așa vezi, până te faci ta mai bomba. Sperăm că s-ar ce numai pisicuțe din el. Ce bani? Banii sunt buni. Ok. Și asta m-a teleportat acasă, vedeți? Vedeți? Că eu nu mint. Acum hai să facem, dacă toți suntem pe acasă, da, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Hai să facem zona de ținută lucruri. Asta cu un silo, purcaș. Am vrut să upgradez. Ok. Vreau să păstrez unul. Dar nu știu dacă tocmai vreau, înțelegi? Ce vreau să zic? Gen, asta mai face căpșuni? Da, mai sunt căpșuni pe loc, ok. Vreau să nu rămână ăsta fără plantații de căpșuni mereu pe el, știi? Dar silul ăla trebuie să-l upgradăm, dă-l-o pula mea. Au, mă, fogă. Pe ecran că să aibă mai multe locuri decât unul. Mai mult decât unul se poate. Speram. Și apărând de câini nu mai avem nevoie. Deci. Deci le putem lăsa la locul lor. Mamă, câte sunt sambacul. Hai să zici că e familia Flintstone. Așa. Unde o upgradez? Aici. Alo. Adicional storage 500. Duuu, jegmanire! Ca să-l cumpăr. Om, cu 500 ca să-l cumpăr și după aia mai încere bani. Aldre, cu poponar. Mă întreba că poți să-i doare mâncare ăsta acum? Gen, se merită, nu? Da. Poți să-i doare mâncare asta? Cred că practic am cumpărat tot deja. Adică nu mai am nevoie de mâncare pentru mine ca să-i spune. Astea erau toate din joc până acum. Și chestia va strânge pentru mine banii. Acum hai să mergem să explorăm, dragilor. Explorăm! Avem două zone, da. Două zone? Nu, o zonă. Da, trebuie să băgăm key-ul ăsta. Key-ul ăsta se va numi deschiderea ușilor magice. Deci nu tocmai. Deci doar să, trebuie doar să desfacem căcatul ăla, ok? Să facem ușa aia de căcat care tot am căutat episodul trecut. Să sperăm că se deschide. Să sperăm că într-o e ceva bun. Să sperăm că sunt noile chestiuțe de care ziceam eu. Și cu aia o să facem noi bănuții. Sperăm. Având în vedere că avem water, trebuie să fie și slime-uri de apă, nu? Logic. Zic și eu. Nu știu ce am dat-o pe aici, dar regret fiecare moment. Regret fiecare moment. Să-mi bag acolo. Ai trebuit căcatul ăla, mai e ceva aici? Sunt doar ăștia rămași de la el. Ok. Regret fiecare moment! Aia, ok. Sper. Așteptăm. Așteptăm. Hai da. Ok. Nu bun, așa. Să continuăm. Putem scuipa cu apă în față măcar acum. Și încolo undeva ar trebui să fie. Bine că nu luăm fall damage-ul. Aici undeva ar trebui să fie. Aici, așa. Drumul către Slime Town. Aici, nu? Da, aici. Tot mergeam pe aici, dar niciodată nu știam de unde dracu fac rost de slime key. Și am citit comenturile și se pare că așa se rezolv. Interesant zis, dar cam asta era. Vezi că YouTube-ul are o problemă cu comenturile, gen... Fuck, era să cad. Gen, dispar. Și eu am postat un coment la mine la videouri și mi-a dispărut barna acum, dar dispar. Ok. Flashlight. Se vede locul pentru cheița aici. Use the power to open this shit. Open says me. The most blanket. Am descoperit căcatul ăsta. Ce dracu s-a auzit, bă? Creeper pe aici sau ce dracu? On the other side. Mă, Hot Chili Pepper sau Adele în cazul ăsta. Mai nou. Într-un obi care nu știu Hot Chili Pepper. Fuck. Fuck! Uh-oh. Nu se pula amândoi. Și tu și eu. Ah! Nu știu ce ești tu, dar te iau. Ah, nu-mi cap. M-am căcat pe mine. Ce dracu să aștept, mă? Tu ești ce pizda, mă, tii? Bă, bune că am ajuns și eu aici și s-au futut ăștia. Am picat în apă, am crezut că am murit în apă. Ce e asta? Era un albastru în apă. Ok. Iar frate, ai frate, nimeni că n-am apucat să iau unul.
Unul de la de lava, un căcat de lava măcar, dacă nu am găsit-o, nu? Fuck! Nici măcar unul... Ce-i ăsta albastru? Ce-i ăsta? Lava? Fuck? Boom. Boom, plor! Ce dracu' e ăsta? O fi ăla magmatic, gen ca ăla, gen căcatul lui și practic putem face copii acum cu el, nu? Sper. Mai e ceva pe aici important? În afară de... Nu că aia cred. De aici să se întoarce nu pot ăștia de apă, dacă mai știu, dar fii maker să fie, dar nu știu ce să zic. Aici ce e? În construcții, căcat. Ne putem urca pe aici. Gen să fie și ceva. Dacă s-a urcat căcatul ăsta mai sus. Ar fi frumos! Hai la nenea, știu că poți. Haide, haide nenea! Nu mă face. Nu mă face, este scuip cu apă, băgă-mi așa plantie. Și pau! O, l-am nimerit. Oh! Headshot, motherfucker! Headshot! Stai, unde e cutia mea? Mă-s cutie. Nimeni nu se pune cu banii mei. Mă-a pisica înapoi. Mă-a pisica înapoi și-a fugit. Ba, acolo. Vreau să urc pe aici, că pare interesant să fie ceva, dar nu știu dacă e ceva. Urcă, m-a făcut pula mea. Așa. Ce asta e, căcat de pisica? Ok. Gen, pe aici e al doilea nivel la care am fost deja. Merge mai sus de atâta. Poate să meargă mai sus de atâta. Mai sus, aici. Așa, așa, frumos. Calm. Să urmă, pula mea. Așa. Frumos, am ajuns undeva mai sus. Ok, ok, am ajuns undeva unde e ceva mai nou. Acolo nu știu dacă e ceva, nu pare să fie ceva, poate iar e zona din aia futută. Posibil, posibil. Întrebarea mea este unde este... Întrebarea mea este unde este... Altceva în afară de atâta, nu e, am dat o cheie pe asta. N-are cum, e posibil. Aici sunt scări în jos, e clar. Aici trebuie să fie. Aici trebuie să fie tot. Sau pe aici am venit eu? Eu pe aici am venit eu. Da. Ok. Ok, așa vrei să ne jucăm. Ok. O să găsesc orice ar fi în căcatul ăsta. Așa am să te omor și pe tine. Nenea bum bum. Pe tine. Dar ce până trebuie să intru neapără pe ce fac? Ok. Deci pe aici trebuie să fie. Ok, ăsta are ceva în frunte. Ce pizda mă-s asta? Ce dracu' e asta în frunte? Ce? What the fuck? Ok. Ce e asta? E miere? A luat honey slime! Asta e unul ăsta care explodează, practic. Gen... Doar la care explodează fără să fie combinat cu ceva, dacă se poate. Nu merge să iau, fută de Dumnezeu. Am luat ăsta înapoi, da. Trebuia să meargă. Uite-mă. Ia pe ăsta. L-am luat! Suge-mi e pula. L-am luat! Aici e tot? Asta era tot ce era. Un paddle slime, un boom slime și un honey slime. Toată zona asta doar atâta. Slab. Dezamăgire. Sunt dezamăgit. Aici, mai ceva? Pe aici am venit? Ce e aici, mă? Oh. Au. Nașpa. Zona. Oh, m-a zis o zonă pacifistă. De ce am lag? Zonele pacifiste au lag! Ok, o ajuns o zonă mai frumoasă. Ce dracu' ăsta e? O găină, presupun. Văd că aici nu-i nimica. Ce-i asta? Hai să aruncăm motorul ăsta de căcat. Ăsta-l putem lua de oriunde, practic. Ne întoarcem și luăm din padul ăla de căcat. Dar vreau doar să mulțim ce avem acum. Avem un honey, un boom. Și o să luăm fructul ăsta sau ce. Mint, mango. Până acum n-am văzut niciodată de ăsta. Poate nu.
Poate mai e ceva pe aici. Mai e ceva pe aici oare? Verificăm, păi nu? Poate fi un fel de scară aici. Oarecum pentru proști, adică gen dacă zbor, că se poate pune ca scară. Ah, fuck! Dar nu am spus astea. Ah, febră! Ah, nu pot să mă scapi nici măcar în cap. Ce să meargă? Ce să meargă? Hai, da, nenea, știu că poți. Așa, încă un pic, a. Încă un pic, așa. Ok, ne-am urcat sus. Nu știu ce e mai exact aici. Dar văd că pot să merg și pe aici. Sunt parcurisă de dragi. Uite o cutie. O, bune, cutia asta, care era ascunsă, practic, avea doar un fucking de la așa. Foarte interesant. Asta ce e? Ok. Nimica decât mai un honey de la de căcat. Poate aici e ceva. Asta e tunelul prin care am venit? Cred că da. Tunelul cu alea răi, nu? Uite-o cutie aici. Cam asta e! Cred. Ia să mai luăm doaștele cu toți au trecut lângă mine. Păi cam asta e, cred că ăștia sunt toate chestiile care pot să le găsesc în joc până acum. Cel puțin în pre-alpha-ul ăsta. Vreau să mai fac un episod. Oh, fuck. În care... am să le harvestez. Harvestez și în episodul ăsta, vreau să fac așa o... vreau să fac așa o ștită... o șmenărie de aia frumoasă, sexy. Mai să le molestez mai... nu, să-l are, aparent. Gen, să-l are până ajunge aici. Și bum, slime-urile și astea. Adică erau rare că... oarecum vin pulele astea. Și nu pot să-mi fac astea de ele. Vino cu asta, salvez eu, iubire. Să salvez pe ăștia micii. I-am salvat, da? Sunt un Salvador Gali. Uite cutie. Și pop. Numai de astea. Ok. Am luat mai mulți de ăștia cu mine acum. Aparent. O să dacă mai sunt doi în apă. Aia era practic. Astea par ce mai rare, având în vedere că nu i-am decât o dată. Unde e apa? Nu e zona aia cu apă. Eu am venit pe undeva, nu? Am venit pe aici? Nu, eu am venit pe dos. Până pe aici, pe undeva trebuie să fie. Nu? Partea opusă, pe cea pe aici. Alo? Da, pe aici cred că e. Și aici e aia cu apă. Adică nu mai găsesc ăștia de apă în ea, nașpa. Nașparlete. Mă, nu știu ce am făcut, dar mi-a explodat ceva în față. Dar n-a explodat. Am, practic am leviolat-o, fix înainte să se spargă. Dar o cutie, o cutie, nenea, de la o parte. Dacă s-ar da grasul ăsta, aș putea să iau cutia să o sparg. Wow, pentru bănuț măcar. Pentru copii. Ok, nenea, spune ce vrei să mai facem. Să mergem acasă? Mergem acasă, vrei tu, cum să nu imediat fac pisică. Sau de muzică de căcat. A, iar se violează ăștia, pe bune. 3 secunde am lipsit. Ce e asta? A, pe aici am venit, mă. Fac și cum urcăm? Pe fără jet nu se poate. Nașpa. Trebuie să meargă și... trebuie oare? Dacă n-avea jet pe cum e? Practic te obligă jocul să-l iei sau... nu poți să ieși de aici. Și cu jet n-am cum să ies. Cum dracu ieși din căcatul ăsta? Păi pe aici, pe lângă? Te împici? Uite ce e. A, sunt ăștia monștruleți. Păi, ok. Presupune că trebuie să ne urcăm noi. Aici. Cumva. Nu știu ce e aici. Chestia aia de acolo, nu știu ce e. Doar văd că am ajuns într-o zonă care pare să aibă un fel de continuare. Fuck. Ok. Ăla e spodul nostru. Cred că trebuie să mă urc pe chestia asta cumva acum. Ok. Ok, frumos, frumos. Ok,
Ok, ok, am luat scări. Bun. Taragiu știe ce face. Taragiu. Mergem la căsică. Hai să ne uităm cât am filmat. 20 de minute, bun, bun. Ăla era singurul meu mango. Da. Cine a zis că am avut un mango în inventory? N-a zis nimeni că am avut un mango în inventory. Ce? Nu e nimic special cu el, cred. Ne putem intra în Slimopedia, două. Slime se resurce. Mai întâi mango. Honey slime. Ah, honey slime-ul place. Ok. Deci nu era mare căcat. Ok. Practic, e mâncare. E tofu. Deci nu prea contează ce le dai atât timp cât e în categoria aia. Now, what the fuck aici? Nu mă bateți, vă rog. What the fuck? Am zis, vă rog, în pula mea. Și acum ne putem teleporta acasă, presupun, sper. Spau! Gata! Suntem acasă. Avem bani. Cred că trebuie să facem bani cu ei, nu? Trebuie să avem destul. Să punem, hai să punem, ce costă mai mult? Hai să vedem ce costă mai mult din ce am eu în căcatul ăsta. Cine face mai mulți bani? Ăla cu miere, definitiv, face ceva. Asta e în scădere, dar are mai mult ca... Deci amândoi sunt megali. E ok. Spun, what the fuck. Au rupt netul. Au rupt banul. Dacă s-au rupt netul. Păi, păi presupune că vă bag aceea. N-aș vrea să-i combin, cred. Aș vrea să-i combin. Practic mi-ar da și boom și slime. Și cele mai scumpe, deci cred că vreau să-i combin. Mă trebuie că se omoară. Dacă explodează. N-am citit ce mănâncă, două. Nu știu ce mănâncă, deci boom slime mănâncă Brian meat. Asta mănâncă fruit. Quite of a disagree. Deci ăla mănâncă meat. Ok, am luat niște meat pentru voi. Mâncați, vă rog, și nu mi-au omorât restul oamenilor pe aici. Ok. Le-am dat. Ca să facă și lava și de-astea. Ok. Am așa mai bună idee din istorie. S-am loc. Pentru... Am nevoie de bani repede. Că au pisicile. O fucking pisicile astea de căcat. Nu știu ce pula mea au pisicile astea de tot. Cum scăpați? Efectiv, cum? Explicați-mi. Ați rupt nestul? Are recharge-uri nestul, nu se rupe. De nu a cumpărat, nu merge să-l repar. Au, what the fuck? Wow. Ăla explodează și lovesc pisicile și pisicile se supără sau ceva în genul. Asta se întâmplă? Păi atunci e nașpa. Le arunc încolo așa ca să... Da, da. Deja da curățenie într-o fel că îmi dă lag explozia lui ăla, efectiv. Explodează toți în sincron. A, și îl dezvolt. Trebuie să strâng tot căcatul ăsta. Să strângem pe tot. Facem bani de high walls. Și ar trebui să nu ne mai violeze, nu? Speram. Ne prefacem că nu ne explodă nimica. Ne prefacem că nu ne explodă nimica. Nu există explozii în spatele nostru. Nu există explozii în spatele nostru. Bro, aia se supără rău să-mi bag pula. La ăștia ne trebuie autocolector. Că altfel n-am cum să-i colectez. Păi intru unul și mă omoară. Ce pula mea. Să-ți la fiecare 3 secunde.
Asta vedem câți bani facem pe ei. Bine, deocamdată nu le-am dat de mâncare. De-abia le-am dat, dar am cum să-i colectez, deci... Aparent crește, uite, ăla cu miere, deci e convenabil. Avem destui bani, cred, sper. Avem 4 slime-ul ăsta care nu l-am pus încă, pentru că n-avem environment pentru el. Bundle slime-ul ăsta trebuie... șpau. Bundle slime-ul trebuie să-l punem într-un paddle și să-l construim. Ce pizda mă, te faci pe pisico? Te-am prins cu pula mea. Mâncai găini, ai? Mâncai găini, ai? Am aruncat și găina cu tine, băgă-mi aș pula. Ok. Mai cad asta. Mă scuza dacă vi se pare ce te comporți urât cu pisicile. Da, sunt enervante. Peste tot, sunt grase și mari, ocupă spațiu efectiv și nu fac nimic. Deci ok, high walls. Așa. Load corector. Gata. Practic acum suntem set. Și practic am combinat, acum pot să le dau și doar de mâncărică vegetale. Nu fie aceeași chestia. Da. Să-mi bag pula cine colectează dinăuntru. Ăștia fac măcar mâncare. Hai să ne rom recolta de căpșunele și vedem dacă ne dă ceva. Hai să ne începem aici căpșuni. Așa fi avut acum tura trecută când am fost pe aici. Dar nu tocmai acum. Nu cap sau ce pula mea? Ok. Hai să vedem dacă le convine. Și aș vrea să fac și pentru paddle-ul ăsta drăguțel. Mă, ne vedem ăsta de dracu. Asta e dracu de... Uite puțin. The fuck. Și care e partea bună? Că ei explodând, aruncă căcatul care îl fac, îl aruncă spre colectoare, știi? Da, e periculos ca dracu să stai pe lângă ăștia. Păi fac bun la fiecare 3 secunde, ăștia zici că sunt pieces. E aici ceva? Art module power core. Air drive, ce problema e? Double the fun. Nope. Sorry bro. Sorry bro! N-am bani. Și nu mai dau bani prost, trebuie să-mi unlockez și cave-ul și cam am terminat jocul. Da, practic v-am arătat toți monștrii. V-am arătat ce poți să faci cu ei. Dacă mai vreți să vă arăt ceva, dar nu știu, chiar n-am idee ce. Vă pot să vă arăt. O să mai fac un episod pe lângă ăsta, în care am totul frumos aranjat, ca să vedeți cum arată full. Gen când termin jocul total. Cel puțin în pre-alpha ăsta cu ce e accesibil acum. O să mai facă lumi și alte, o să mai joc și când apar lumi noi. Dar în rest, nu știu ce să mai zic. Nu ajeți? Dar cred că am făcut ce era interesant. Hai să vedem cât bani au fost de-a. We need to take some money, bro. A, știi ce vreau să mai fac? Nu știu, l-am făcut solar pentru că am crezut că o să pun din aia care sunt night pentru noapte. Licurice aia, cream că o să-i bag acolo, dar se pare că am ajuns cu altceva. În fine, vreau să debloc peștera și în ritmul ăsta o să deblocăm și peștera. Uite, mai avem un pic de tot. Adică avem de fapt banii aici, dacă îi iau. Deci. Aici ar trebui să fie banii mei, ca să pot să deblock peștera. Și am luat spokie în plus, care o să o folosesc când o să apară noua expansiune de la jocul ăsta. Ok, avem fix pentru peștera. Fix cu 3 în plus. Da, e aproape fix, nu? Am ținut episodul ăsta un picus mai lung ca să vedeți, ca să nu trească să pun 3 minute așa moca, știi? Adică chiar am făcut tot. În episodul ăsta am terminat majoritatea chestiilor importante. Aici e peșteră, se pare, doar atâta. Nu e ceva înăuntru? Se spawnează licurici ceva? What? Fuck. Is this shit? Man. O, bă, ce asta? Poți să construiesc, aparent. Deci, practic, poți să-ți faci... Când o să fie jocul complet, vă asigur eu că o să aibă mult mai mult content, pentru că vedeți câte locuri sunt și eu nu am la ce să le folosesc. Deci nu am la ce să le folosesc.
Da, pot să încep să construiesc căcaturi, dar nu mă ajută, nu am nevoie. Pot să le fac doar ca să fie făcute, dar de nevoie nu am. Pot să trăiesc la fel de bine cu banii luați de pe ăștia. Și atât. Da, asta e. Nu știu ce să zic. Hai să mai facem pad. Deci vreau să mai strâng bani ca să fac un paddle. Un ăsta pentru ăsta de apă. Pond 450. Incineratorul mai e, silo-ul l-ați văzut. Ăsta tot l-ați văzut. Și o să mai fac un singur episod după, care vă arăt complet cum ar fi. Gen, probabil o să mai fac. Hai să vedem acum dacă am terminat șmecherile de făcut. Avem căpșunile astea rămase de atunci. Am strâns în silo-ul nostru. Și încercăm să le dăm la căpății ăștia. Poate fac și ei mâncare. Bănuți, șeful, dă-mi bănuți. Ok. 3 doar. 3. Deci nu e de ajuns ca să facem bănuții. Păi cam asta e. În episodul viitor fac paddle-ul. Ne vedem cu totul completat. Și până apare nou content, să-mi spuneți dacă mai vreți. Lăsați un like ca să-mi dau seama. Nu uitați să dați subscribe ca să vă abonați canalului. Ne vedem data viitoare. Alpaca, regile regilor. Da, nici măcar nu afar. Și trebuie să se uite la voi. Practic se uite la voi. Și zice că m-am jucat prea mult jocul ăsta. Adică chiar cred că am stat de azi dimineață în continuu așa, știi? Adică, pop, și e, ca să, și, pop, păi, pop, pop.